Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital după ce a efectuat o depășire periculoasă. Accidentul a avut loc ieri seara în satul Ecaterinovca din raionul Cimișlia. Potrivit poliției, șoferul de 36 de ani avea viteză excesivă, iar înainte de a ieși la depășire nu s-a asigurat și a lovit lateral un automobil care circula regulamentar. În urma impactului, mașina a fost proiectată în parapet, apoi s-a răsturnat pe contrasens. Șoferul vitezoman s-a ales cu o fractură deschisă la piciorul stâng și a fost transportat la spital. Potrivit poliției, niciunul dintre conducătorii auto nu era în stare de ebrietate. În acest caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului.